Ministerul sunt prezent, e clar distrusă această ședință. Vă mai aduc la cunoștință că avem invitați din partea presiei, domnul Ghiță Mugureanu cu cameramanul și domnul Milu Vornicu din partea cetățenilor. Dacă sunt probleme referitor la procesul verbal din ședința trecută. Da, domnul Ciprian. Data trecută am prezentat aici niște hârtii care nu s-au atașat la procesul verbal. S-a specificat aici ce am spus, dar fără atașarea hârtiilor n-are nicio relevanță ce s-a scris în procesul verbal, că nu va înțelege nimeni nimic. Aș vrea să se atașeze hârtia, am adus-o din nou. Și, bineînțeles, iarăși greșelile de rigoare. Ortografie, gramaticale și așa mai departe, ca și până acum. Da, domnul Ungureanu. Eu am o problemă. În luna august s-au ținut două ședințe, una extraordinară care a fost înainte până pe 8, iar cea de-a doua a fost pe 30. La cea de pe 8 am participat la ședința pe comisie și a rămas un raport nesemnat. În momentul în care am cerut în septembrie să semneze rapoartele, am semnat toate rapoartele fără să-mi dau seama. Și am semnat și rapoartele de la Comisia Mare. Ceea ce eu nu am fost prezent, nici n-am fost în țară. Adică nu le-ați citit în mâine? Nu am, m-am grăbit și nu le-am citit, dar am semnat toate procesele verbale. Și de asta vreau să anulez, da, că nu, da. N-am fost la ședință, n-am participat. Și prin prezența mea se vede când am participat la ședință. Dacă mai sunt probleme referitor la procesele verbale. Dacă nu supunem la vot procesul verbal, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215/2011, cu modificările și completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 29.11.2016, ora 14, în sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcani. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al Comunei Balcani. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului de audit financiar numărul A39/1628/1 din 17.10.2016, a deciziei 57 din 15.11.2016 și a deciziei 54 din 16.11.2016, întocmite de Curtea de Conturi, Camera de Conturi Bacău, spre luare la cunoștință și analiză în vederea urmăririi modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse și mandatarea primarului să pornească toate procedurile legale necesare pentru confirmare. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru înlăturarea neregulilor, stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciilor constatate prin decizia numărul 57 din 15.11.2016 a directorului Camerei de Conturi Bacău. Proiect de hotărâre privind revocarea arcerei numărul 71/30.08.2016 privind modificarea organigramei și statutului de funcții al Unității Administrative Teritoriei Comunei Balcani pentru anul 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de la Școala Gimnazială numărul 1 Balcan și Școala Gimnazială Frumoasă. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelor de ședință, întrucât e a treia ședință, domnul președinte, și diverse. Și mai avem o cerere a domnilor consilieri Chira Vasilica și Hapkin Eugen Fred, care solicită să punem în discuția Consiliului Local Balcan revocarea hotărârii 71 din 30.08.2016, care o avem și cu punctul de... și aprobarea procedurii de numire, evaluare și eliberare din funcția de administrator public la următoarea ședință a Consiliului Local Balcan. Da, supunem la vot ordinea de zi. Aș avea o problemă aici. Cine este pentru cu amendamentul pus? Sau... Nu, un pic, da. La punctul numărul 3, la referitor la raportul de audit, mă refer la titlu, mandatarea primarului să pornească toate procedurile legale. Cred că trebuie schimbat să aplice sau nu găsit un alt termen. Nu poți să spui să pornească procedurile legale. Trebuie să pornite și terminate și continuate. Nu? Și numele...
3. La care? La punctul 3? La punctul 3. Să aplice toate procedurile legale pentru conformare. Vorba din legi, nu poți spui că le pornești. Da. Da, nu, e nu asta. Da. Dacă nu-i luate din lege. Găsi o altă formulare. Da, găsi o altă formulare, asta am spus. Deci, cine este pentru ordinea de zi cu punctul inclus? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Dăm drumul la domnului, lasă și ea să trecem. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în comuna Bacan, județul Bacan. După cum știți, în fiecare an de sărbători, noi facem un cadou pentru elevii școlilor din frumoasa, PJ frumoasa școlii Balcani, plus urătorilor și colindătorilor care vin la primărie, la colindătorii de la biserici. Cam atât. Da, deci la școală sunt jur de 800, 700 și vreo 80 de elevi. Nu am o situație exactă anul ăsta. Nici n-am cerut-o, dar o să-mi o trimite. Și nu-i trecut aici, am zis, doamna contabilă, dacă e legal și se poate, să dăm și la profesori la școală. Că te duci la Moș Crăciunul și un pachet la un diriginte sau un profesor, cred că merită și ei pentru munca depusă în decursul anului. N-am văzut trecut și pentru profesor. Da. Dacă sunt discuții pe marginea acestor puncte, domnul Ungureanu. Da, în fiecare an s-au dat cadouri la copii și cred că e foarte binevenit. Sunt foarte mulți copii la noi în școală, nu numai la noi în școală, în fiecare clasă se organizează sărbători. Și vine Moș Crăciun, dar la unul vine cu un cadou mai mare, cu un cadou mai mic, pentru fiecare după posibilități. La altul nu vine deloc. Și atunci am considerat că este foarte binevenite aceste cadouri. Vine Moș Crăciun, face sărbarea, din parte cadou și merge mai departe. Valoarea unui pachet în jur de 20 de lei așa, de copil, așa au fost în fiecare an, are 22 de produse, am avut anul trecut, acum nu știu, s-a mai scumpit, marfa o luăm de la Bistrița, e mai ieftin. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui punct. Domnul Eugen Hapin. Vreau să adaug ceva la acestul, domnul consilier. Foarte bine că ați ridicat problema asta, domnul consilier, la copiii care chiar nu au un cadou. Și acolo ar trebui să intervenim puțin chiar și din partea Consiliului Local. Deci la copiii care sunt cei mai defavorizați și nu, părinții nu-și permite să... Da, să venim cu ceva în plus. Oricum, îi avem monitorizare. Asta, atât. Domnul consilier Barna. Eu... Barna? Barna. Da, să mai aproape aici. Dar spune domnul Valeriu. Da, eu legat, de aceste ajutoare date de sărbători, aș dori să țineți cont și de copiii care nu sunt probabil la grădiniță. Sunt mulți în zona noastră care sunt familii năcăjite. Și ar dori să țină cont. De exemplu, dacă eu are un copil 3-4 ani și nu e la grădiniță și e dintr-o familie, totuși să știe că fiecare pe zonă, fiecare consilier știe ce copii sunt. Și ar putea să zic, domnule, în zona cu tare, Căsoasa sau Balcan, sunt doi copii care ar trebui dat și lor câte un pachet. Deci mai degrabă decât să dai la profesor, mai degrabă să dai la o familie care nu are, chiar într-adevăr nu are. Acolo așa că nu are nimeni când e vorba de luat, dar în general vin la grădiniță sau la clasă de 1-4, vin părinții copilor, încă cu un copil mai mic până la grădiniță, ea nu are cu cine îl lăsa, și vin la grădiniță și iau și ea. Deci asta am. Cam 40-50 de pachete în plus în afară de elevii din școli, mereu. Dar este un lucru frumos. De la 2 ani în sus, toți sunt copii și în grădiniță. Acasă nu ne putem duce la fiecare, că sunt mulți și iasă discuții. Că ăla e dat, copilul nu știe că e năcăjut sau chiar vor. Trebuie să ia. Dăm cuvântul domnul consilier Barna. Da, demersul este foarte bun. Din păcate se folosește pentru, nu pentru, în scopuri electorale, cam tot timpul. Eu aș veni cu propunerea ca acești bani fiind dați de Consiliul Local să îi împartă consilierii. N-are ce căuta nici domnul vice, nici domnul primar l-a împărțit cadourile.
Și nu înțeleg de ce suma așa de mare. Dacă facem, după ce a spus dumneavoastră, 800 de elevi ori 20 lei, 160 milioane. La ceată s-a dat, mi-a zis doamna contabil, în jur de 1500 de lei anul trecut. Ies maxim 19.000 de lei, până la 280, nu știu. Ați organizat revelion, undeva, da. Nu știu. Nu. Orice bani se fac tabele, semnături, deci nu se poate face nimic. În jur de 1000 de pachete, dacă le punem 900 și ceva, ori 20 de lei, 200 de milioane. Nu, 9 ori 2 fac 8. Nu, că am zis că sunt 800 de elevi. Și 780. Ai pus 860 de profesori, 860. Mai vin nu, dar la profesori eu nu sunt de acord, pentru că la profesori oricum primesc de la elevi, tot timpul. Da. Nu știu ce primesc de la elevi, eu n-am văzut. Cadou. Am lucrat în învățământ, dumneavoastră, dacă n-ați lucrat, am lucrat. Am lucrat în învățământ, domnule, am lucrat, când? Să știți. Și anul ăsta și înainte de revoluție. Anul trecut am lucrat un an zile în învățământ. Haideți să, hai să o luăm pe realitate. N-ați lucrat nicio oră. Chiar am lucrat. E profesor pe hârtie. Nu, am lucrat, am când? Fost... Spuneți-mă, arătați-mi titularizarea. Când, în ce an ați lucrat? Am la mine 2015, am lucrat la școală, la frumoasă, da? În 2015? Da. Poate v-ați luat niște ore, așa, ca să... Am lucrat la școală. Am lucrat și mai sunt de anul ori. Da, păi nu, asta aș vrea să supun consilierilor, să împărțim noi cadourile, pentru că toată lumea înțelege că-s din partea primarului și ale vicelui și nu e adevărat, banii vin de la Consiliul Local și suma să fie într-adevăr cea care să cheltuie. Nu mi se pare normal să nu puteți justifica vreo 80 de milioane. Dar după calculul meu, sunteți de litere, nu de matematică. Păi nu, dar am învățat și matematică. Nu știu ce calcul. Eu v-am zis că sunt jur de 900 și ceva, 1000 de pachete, sunt 200 de milioane. Mai ați spus 780, domnule. 80 și cu profesori și cu aia încă vreo 40-50 care am zis că vin părinții. 780 cu 50 fac 830. 780. Da, 890. N-ajungeți la 1000 nici cum. Și cu băieții, mamele care vin cu copiii. O să veniți... Dar le dați și la mame? Nu, copiii, mamele care vin cu copiii. Dacă sunteți greu din și nu înțelegeți. Adică numai un pic... Da, eu înțeleg. Ceva în plus. Și dacă să rămână, adică să ajungă. Banii, de ce? Nu rămân, nu se duc în altă parte. Atâtea pachete, spisări, semnături... Haideți să nu ne abatim de ordinea. Dăm cuvântul și domnul Vornicu Emil din partea aia. Avem ceva de zis. Da, pe el l-am văzut. Din cauza camerei, nici pe Petrică nu l-am văzut, frate. El e mai mare, dar eu... Îți dau și ție. Hai că îți dau și ție. Domnul consilier Găbureanu, hai. Bine venit acțiunea asta. Știu că s-a făcut în toți anii. Nu e un caz dacă se dă la profesor. Dacă nu se dă, nu se dă. Nu e o problemă. Cât ori pentru 20 de lei... Da, să știți că eu de când sunt în învățământ, am și-o 15 ani, eu chiar nu am primit nimic de sărbători, niciodată n-am primit din partea elevilor, poate alții au primit, eu n-am primit. Dar eu vroiam să spun altceva. În afară de faptul că dumneavoastră dați pachetele este, am preajma vacanței, atunci cu o zi înainte, două copii, noi avem un grup de copii care vin cu colinda, cu ratul, la școală acolo. Da. Și noi de regulă puneam noi bani câte 15-20 de lei să luăm câte un colac, cu un colăcel, cealaltă și o bombonică. Și atunci, dacă se poate, să nu mai pun profesori, alții pun, alții nu pun, umbli cu miloaga pe acolo. E vorba de un milion, dacă se poate să treacă... Da, 100 de lei. Din sumă. Din suma aceea, să dea, e vorba de 100 de colăcei și câte o bombonică, nu e mare lucru, dacă se poate. Și apropo de ele, eu știu că dumneavoastră mai dați și la urători, de-aia poate suma așa mare. Când vin colindători, vin și la primărie și... Dați-mi voi vă pentru domnul Barna, nu e remândator. Sunt 6 cete din Măscați, domnul Barna, care vin la noi în față. Da. Sunt colindători la Biserica Frumoasă, Biserica Catolică și Biserica Ludaș. Sunt câte 20-30 de colindători la fiecare biserică. Urători, de la Biserica Catolică, Biserica Frumoasă Ortodoxă, Biserica Schitul și Biserica Ludaș, care vin la, și la primărie și plătim, adică da. Cu bani. Da. Și tocmai mi-a zis doamna contabil că anul trecut s-au plătit pe toate astea 1500 lei. Păi n-are cum, 1500... Nu am spus așa ceva. 800 cu 700, acum v-am zis. Am spus că s-a dat aproximativ 50 sau 100 de persoană, n-am spus pe grup. Hai să înțelegeți, doamne. Dar nu înțeleg altfel, eu înțeleg ce spuneți și formă... Da, păi asta am zis, nu, eu am zis că trec și de 1000, trec de 1000, e profesor ăsta copiii. Bun, numai să ajungă la ei, pentru că băieții din ceata anul trecut au fost foarte nemulțumiți că nu li s-au dat bani. Ba chiar s-au dat la toți și au semnat
pe evident, dar avem statutul care n-au primit. Păi, dar noi am semnat, aduceți băieții care n-au primit. Aduceți băieții care au primit și are semnat statul de plată. Șeful de ceată sau de reprezentanță. Da. Haideți ca să... Am înțeles că am trecut, am dat 10 milioane la frumoasa, 5 milioane. E statul de plată semnat de fiecare copil din parte. Nu-i mergem așa pe de rost. Da. Sau ți-e frică când mă duc, n-am napolitane acasă, iau vreo napolitane din pachetele astea, ce fac cu banii? Ce aveți fabrică de napolitane? Cum? Aveți fabrică să aveți acasă? Nu, dar zi, din pachete, că nu le dau sau ce să... Haideți să, dacă mai sunt discuții pe marginea acestui punct. Da, discuția ar mai fi legată de ce a spus domnul Bană. Păi nu se bagă în seamă. Pentru că nu putem trece să dă sau nu să dă la profesor. Prima discuție. Deci dacă se dă sau nu se dă la profesor. Eu am spus că n-ar trebui să dea sau dacă se dă, să dea pachetul exact cât se pune la un copil, să dea și la un profesor. Deci dacă se dă de 20 de lei la un copil, de 20 de lei se dea și la un profesor. Deci nu mai mult. Exact. Ei, așa a fost. Exact. Așa, așa da, nu că la un profesor îi pui de ce zici, nu e la un copil. Da, altă întrebare, dacă mai are altcineva. Am înțeles, da. Hai să-i dăm cuvântul domnul Ieru. Domnilor, cu noi eu, nu. Eu nu. Nu, nu. Iau cuvântul, nu votez. La diverse, dar hai, dacă domnul președinte, nu, eu pot... Cel mai corect ar fi ca să reînviem datina. Cadourile să fie aduse de Moș Crăciun, nu de consilieri, nu de primar, nu de alte persoane. Banii pentru aceste fonduri sunt de la cetățeni. Primarul inițiază, consilierul aprobă și Moș Crăciun împarte. Exact. Așa, așa. Exact. Da. Mai are domnul consilier Barna ceva aici. Da, exact. Așa s-a făcut, numai că în poze domnul Moș Crăciun a fost mereu domnul Vice și cu domnul Rață. Moș Crăciun era fără barbă, fără costum roșu, fără căciulă, fără fular, fără nimic. Uitați, aveți barbă, veniți deasă Moș Crăciun anul. Păi, dar nu am timp să mă fac Moș Crăciun, eu trebuie să muncesc. Nu-s plătit din banul public ca să fur din banul. Haideți, dacă nu mai sunt discuții, domnul Eugen. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot cine este pentru. Dacă se abține cineva, eu mă abțin. Împotrivă, două abțineri. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 2 din ședința ordinară de astăzi. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al Comunei Balcan. Doamna contabil, mă ajutați. Da, dar nu am... Dar îi explică despre ce-i vorba. Că e doar oabă materială. Ei, da. Dar asta e lege, nu poți să discutăm. Ce anume? Asta nu este lege, exact, exact. Există o lege care a fost greșit interpretată și din cauza asta, indemnizația dumneavoastră din decembrie 2015, mă rog, cu parte și ceilalți din iulie, a fost încasată într-un cuantum mai mare decât prevedea legea. Legea 293 parcă stipulează că indemnizația de ședință este în limită de până la 5% din indemnizația primarului. În iulie 2014 a venit o lege în care a spus că va crește salariul primarului și al viceprimarului, dar indemnizația de consilier va rămâne la nivelul decembrie 2013. Când s-a făcut modificarea salariului primarului în decembrie 2015, s-a omis acea noțiune. Deci s-a calculat 5% la noul salariu al primarului și de atunci și până acum s-a încasat o sumă mai mare decât cea legală. De asta... S-a venit cu această modificare, deci se abrogă articolul 3 dintr-o dispoziție prin care s-a stabilit acea indemnizație și s-a venit cu proiect de hotărâre în care s-a stabilit cuantumul corect al indemnizației de ședință pentru consilierii locali. 5% din salariul primarului care, din decembrie 2015 este 146 de lei. Deci până la această sumă, pe ședință trebuia și nu 232, cum a fost stabilit eronat printr-o dispoziție a primarului. Acum am venit să corectăm această eroare printr-un proiect de hotărâre. De asemenea, și în regulamentul de organizare și funcționare, pe care noi l-ați aprobat parcă acum o lună sau două luni în urmă, s-a uitat de această modificare. Va trebui să se vină cu o rectificare în sensul ăsta. Că nu se respectă. Și în regulament, da. De asta. Da, dacă sunt discuții pe marginea acestui punct, domnul consilier Bar. Greșeala fiind a cui în 2015? Cine a trecut cu vederea toată chestia asta? Trebuie înapoi, doamne, nu?
Da, da. Inițiatorul dispoziției 103 se recuperează tot din indemnizația pe care o veți de de și ceilalți care nu mai sunt. Ce e de până aici? Și ăla care nu mai cheamă, care nu care mai sunt. Care nu mai sunt, le vom trimite știință de plata acasă. Greșeala cu ei, da, cu ei, se recuperează. Că nu mi-ați răspuns. Nu știu să vă pe răspund. Cum nu știți? Cine? Eu am primit o dispoziție atunci pe care am pus-o în plată la momentul respectiv, care ulterior verificând dispoziția de la cine? Dispoziția primarului. Păi vedeți cine a greșit? Prin compartimentul dumnealui de specialitate. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui punct. Nu, eu. Da, poftim. A, nu, eu vreau să primesc cât e legal, nu am nimic împotriva legii, dar proiectul de hotărâri nu și-are rostul, fiindcă salarizarea, stabilirea, indemnizația salariilor se face prin baza unei legi, a unui act normativ, a unei metodologii. Nu putem noi să punem la vot indemnizația salariului primarului sau a funcționarului. Da, nu. De asta zic, nu văd rostul acestui proiect. Bine, eu vreau să primesc, să nu se interpreteze greșit. Vreau să fiu plătit în mod cât prevede legea. Dar legea salarizării este una și dispoziția de... Dar noi n-am dat nicio dispoziție. Deci, a dat primarul. Când v-am dat-o, a fost bine. Dar n-a trecut prin Consiliul Local, de asta zic. Nu, dar putem propune să mărească salarul. A trecut prin Consiliul Regulamentul de Organizare și Funcționare în care scrie greșit acea indemnizație. Dispoziția primarului echivalează de un votul nostru în... Dar indemnizația noastră e la salarul de 2013. Dăm cuvântul domnului primar pentru că legea zice până la 5%. Deci, dar la contabilitate, noi intrăm în conflict de interese? Pentru că ne votăm noi indemnizația. Votez eu indemnizația mea? Nu, deci, părerea mea, din punct de vedere juridic, nu-i corect. Mă abțin eu, mă abțin. Da, eu nu pot să votez indemnizația mea, fiind un conflict de interese. Conflict de interese. Ca de caz, noi am scris acolo. Deci, o aplicați fără să mai... Dar atunci când ați aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, ați fost în conflict de interese când v-ați aprobat drepturile, obligațiile și alte... Dar n-am fost pentru primărie. Pentru Consiliul Local. Dar n-am aprobat indemnizația. A Consiliului Local, nu aparatului propriu de specialitate. Am aprobat regulamentul? Nu am aprobat. În regulament scrie obligații, drepturi... Da, dar nu era trecut indemnizația. Inclusiv indemnizația. Eu, din punct de vedere juridic, nu. Eu vreau să primesc exact cât scrie legea. Nici auziți, hai să facem altceva. Deci, eu vă spun din punctul meu de vedere. Eu vă puteam amâna, da? Și căutați să vedeți baza legală, să nu fie probleme, și atunci eu votăm. Dar tot după baza legală o facem. Baza legală a fost trecută în preambulul... Dar dacă intri în conflict de interese, ce faci? Nu. E sigur? Dă un cuvântul domnului primar pe scurt. Să mai studiem alea. Nu știu, deci de aceea n-am luat niciodată, ne-am votat indemnizații. A supus la nu se pierde toate indemnizații. Dar nu, legal. Dar nu, zic așa. Respecte cadrul legal. Proiectul hotărârii privind prezentarea raportului de audit financiar, numărul A, decizia 37, întocmite de Curtea de Conturi, Camera de Conturi Bacău, spre luare la cunoștință și analiză în vederea urmăririi modului de deducere la îndeplinirea măsurilor dispuse și mandatarea primarului să pornească, să nu știu ce, toate procedurile legale necesare pentru conformare. În 2012 am avut Curtea de Conturi. 2013 am avut Curtea de Conturi. Domnul Valentin, numai un pic. Printre altele, au mai rămas trei puncte nerezolvate și acum, în 2016, când am avut Curtea de Conturi, ne-a prelungit data să rezolvăm alea trei puncte până la data de cât, Marian? 28-a 2017. Până în august. Până în august. Februarie. Da. A doua. Februarie. A doua nu era august. Da. Trebuie aprobată din dumneavoastră. Plus raportul Curții de Conturi pentru auditul efectuat în 2016. Da, e alt proiect. E alt proiect.
Stați un pic, nu, nu, diferit. Raportul este un punct și planul de măsuri e alt punct. Da. Dumneavoastră trebuie să ne prezentați raportul și raportul nu se pune la vot, trebuie să-mi prezentați dar raportul... Dar îl însușiți, da, că l-ați luat la cunoștință. Da. Prezentați raportul... Îl citesc tot? Spicuiți. Păi l-ați avut, nu l-ați avut? Da, da. Da. E mult tot ce aici. Deci în mari, și ce nu o găsesc cine știe, și la Curtea de Conturi mari, la câteva firme care... Vă ajut. Da. În decizia Curții de Conturi, în urma auditului efectuat în 2016, sunt 20 de puncte pentru care domnul primar va trebui să ia măsurile privind recuperarea unor sume sau stabilirea unor drepturi care nu au fost stabilite, așa cum ați citit în raport. Sunt, trei dintre puncte au fost deja contestate la Camera de Conturi. Sunt cele referitoare la sporul acordat personalului care lucrează în compartimentul de asistență socială, 100 de lei cu care s-a mărit salariul începând cu 2015. E vorba de plata unor cursuri de perfecționare efectuate în 2014 și 2015 de către Hereș Angela, Rață Vasile și Luca Vasile. Și e vorba de plata unui unui indemnizații de concediu neefectuat în anul precedent de către domnul Rață Vasile. Pentru toate celelalte 17 puncte, s-au trasat măsuri în proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri privind recuperarea prejudiciilor și stabilirea drepturilor de încasare. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea raportului și... S-au contestat că termenul era de 15 zile de la data înregistrării raportului și termenul expira... Astăzi s-a depus contestația. Dacă sunt discuții pe marginea ce se întâmplă, se anulează, nu? Procedura... Nu, contestația se depune la Camera de Conturi. Există o comisie de contestații în cadrul Camerei de Conturi care analizează în termen de 30 sau 45 de zile contestația. Până la rezolvarea contestației, cele trei puncte se suspendă ca și măsură. Deci primarul nu poate lua măsuri până nu primește răspunsul comisiei de contestații. Abia după aceea, domnul primar va trebui să dea decizii privind recuperarea sumelor nelegale. Sau decizii care pot fi contestate la rândul lor la instanța de contencios administrativ. Da, domnul consilier Ungureanu a descurs. Am găsit acolo un raport și premiul de 50 milioane care l-am acordat noi atunci. Da, trebuie da. Să dea înapoi nu știu... Impozitează. Se impozitează. Cum facem acum? I-am dat copilul pentru merit, i-am dat bani, acum îi luăm înapoi? Cred cum reușim? Înțelege, nu știu, ai mai vorbit cu doamna? Există două posibilități. În hotărârea prin care s-a aprobat acordarea acelui premiu, nu s-a stipulat dacă suma care se acordă va fi în sumă brută sau în sumă netă. Noi am, cu Camera de Conturi a considerat că este sumă brută. Suma brută, ce depășește suma de 600 de lei, trebuie impozitată la momentul respectiv. A fost o scăpare legislativă pe care eu nu am știut-o, că se modificase între timp și nu am impozitat suma, am dat-o integral. Sau se poate considera că suma de 5.000 de lei acordată a fost în sumă netă. Și atunci omul avea dreptul la 5.000 de lei, dar suma brută era mai mare cu impozitul aferent pe care trebuia să-l virăm la bugetul de stat. Acum să vedem cum va fi... Cred că așa ar fi cel mai logic, pentru că aici ai un premiu și după aceea îi te duce. Da, e vorba de 800 de lei pe care ar trebui să-i dea înapoi persoana care a primit premiu. Dacă mai sunt discuții pe marginea acelui proiect. Dacă mai sunt discuții, domnul Valentin, nu mă uit. Cum vine recuperată suma? Șansa vine recuperată, nu? Care? Suma asta de 5. Suma asta de 5. Nu, 5. Impozitul aferent. Impozitul. Deci la suma de 5.000, impozitul aferent. În funcție de cum se poate plăti din bugetul local. Deci considerându-se că premiul ar fi fost mai mare. Deci așa. Așa mi se pare corect. Sau se poate da înapoi de persoana. Dar trebuie stabilit. Că am văzut nici în planul de măsuri nu-i trecut forma prin care să... Nu e stabilit. Adică eu m-am uitat și în planul de măsuri ce spune domnul Ungureanu și nu-i prevăzută forma. Ori plătește primăria, ori persoana respectivă. Și trebuie, n-am apucat acum nici cu domnul primar foarte multe teme astea, deci dacă noastră sunteți de acord și facem, având în vedere că nu era prevăzută suma dacă este netă sau este brută, atunci când s-a aprobat acordarea premiului. Dificil, omul a luat banii. Și la noi o să fie problemă, nu? Nu, te duci și banii. Din indemnizații, pentru că noi am plătit un anumit impozit la suma percepută și acum... Se referează din brut. Deci suma care se referează se referă la brut, deci implicit contribuțiile aferente vor fi mai mici și... Netul trebuie ridicat. Adică dacă nu mai sunt discuții,
supune... Dar raportul nu supune la vot. Nu, s-a făcut raportul. Trecem la planul de măsuri, nu? Da. Se supune la vot. Raportul? Proiectul vine însușirea. Faptul că i-ați însușit, ați dat la conștiință despre el. Dacă se abține cineva... Știu că orice raport nu spune la împotrivă, o abține. Eu așa știu că nu, orice raport nu spune. Este proiect de hotărâre privind însușirea raportului, deci nu este prezentarea raportului. Da, nu. Dăm cuvântul domnului primar pentru prezentarea următorului punct. Planul de măsuri. Asta e. La planul de măsuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru înlăturarea neregulilor stabilite, întinderii și recuperarea prejudiciilor constatate. Păi nu s-a discutat asta. Nu, raportul s-a discutat. Am prezentat raportul da. Și acum prezentăm planul de măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Sunt două lucruri. Trebuie aprobat planul din măsuri. Da. Sunt discuții sau discuții pe marginea să se plan din măsuri. Nu, e exact. Nu, dacă nu sunt discuții, nu e altceva. Nu, trebuie să ia toate măsurile necesare, fiindcă la Curtea de Conturi, peste 2 ani, vine și verifică, după cât știu eu. Vine până în 2 ani. Vine sau până, eu știu, maxim 2 ani trebuie să vină, să vadă ce măsuri ați luat și cum, indiferent, banii trebuie să recuperați. Hai, supunem la vot planul de măsuri, găsesc soluția. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Pentru de privind revocarea RCL numărul 71 din 30.08.2016 prin modificarea organigramei și statului de funcții a luat Balcani pentru anul 2016. Știți de ce vorba? E vorba de hotărârea aia prin care s-a modificat organigrama cu funcția de administrator public și a venit de la adresă de la prefectură, precum că este nelegală hotărârea. Vă dați dumneavoastră hotărârea? Sau da, da. Da. Trebuie revocată. Și să vină la serviciu. Haideți, dacă sunt discuții. Domnul Barna. Da. Eu am fost surprins atunci că majoritatea PSD votează să-și dea șeful afară din serviciu. Nu înțelegeam de ce domnul Heisu cu mâna până la tavan, toți consilierii, adică domnul Rață fiind președinte de partid la PSD, acum înțeleg, pentru că era o simplă cacealma, să știa că proiectul, dacă nu este făcut de primar, va fi făcut degeaba, noi am votat ca proștii și acum se desfințează și se revocă hotărârea. Așteptăm proiectul dumneavoastră, cum ați promis în campanie electorală, că vreți să scăpați... Da, mie mi-ați promis în Piața Centrală, de față cu Iulian Baciu și cu... Oameni de... Și cu... Oameni de vază. Și cu, cu ăsta da. De la... Cum îl cheamă? Așteptați-o. Da? Poate reușim să scăpăm și noi de cancerul. Poate dumneavoastră. Dacă mai sunt alte discuții... Și... Da, n-am terminat. Ați plecat? Nu. Și referitor la cine a făcut... O putem chema pe doamna Hera Șandela, vă rog? Am și eu o curiozitate. Plecat. Dar nu mai e. Data viitoare, aș vrea tare mult să vină, să fie prezentă. O să-i pun niște întrebări. Nu, ne-a spuneți și data viitoare vă răspundem. Nu. Să vină dumneavoastră de față. Dar pentru că aici a semnat, dar eu sunt convins că nu-i făcut de dumneavoastră nici raportul, nici expunerea de motive, nici proiectul, nici nimic. Habar n-are legile astea care le invocă dumneavoastră aici. Ne-ați spus ce nu vă convine sau ce aveți dispus. Ce nu convine? Consemnează în procesul verbal. Da, aș vrea să fie prezentă doamna Hera Șangela la următoarea ședință. Semnat? Poftiți? Semnat. Da. Dacă mai are cineva de spus ceva, da. Domnul Gânga. După cum se știe, postul de administrator public a fost înființat datorită unei necesități în cadrul comunei noastre. Nu, a fost înființat ca să nu plece acasă primarul care a fost dat afară în urma unei hotărâri judecătorești. Lăsați-mă să termin. De-aia a fost înființat postul de administrator. Deci, exact cum am spus, postul de administrator a fost făcut în baza unei necesități în comuna Balcane. Asta a fost acum 2 ani, să zic așa. Deci primarul respectiv, Rață Vasile, primarul respectiv a fost obligat să-și încheie mandatul de primar, în locul lui intrând viceprimarul Luca Vasile.
Normal că viceprimarul avea nevoie de ajutor. Nefiind primar, Luca Vasile luând funcția de primar, avea nevoie de un ajutor. Ajutor putea să fie un viceprimar sau un administrator public. A luat înființare postul de administrator public, votați de majoritatea consilierilor la timpul respectiv. Nu știm la ora actuală dacă postul respectiv a fost pe durată determinată sau nedeterminată. După cât știu eu, un administrator public poate să fie numai în comunele unde sunt peste 10.000 de locuitori. Ori la noi în comună sunt 7.000 și ceva de locuitori. Mai știu tot eu că un administrator îi asigurat mandatul pe timpul contractul pe timpul mandatul primarului. Care l-a desemnat. Deci care l-a desemnat. Exact. Deci a venit alegerile, da? În momentul când a venit alegerile, Luca Vasile a fost ales cu majoritate și a devenit primarul Comunei Balcani. Bun. Ajutorul administrator în Comuna Balcani, normal că e viceprimar, primarul. Noi, consilieri, am ales un viceprimar pe domnul Heisu. Nu cunosc de ce acum, după 5-6 luni, noi tot ne batem cu postul ăsta de administrator. După cât se știe din toată colectarea noastră în bugetul local, 90% intră în cheltuielile primăriei, 10% în dezvoltare. Oare dacă noi mai plătim un administrator cu suma de 4.000 de lei, e vorba de 40 de milioane, asta ar veni, toată colectarea Comunei Balcani să meargă în primărie. Pentru ce ne alege pe noi oamenii? Pentru ce ne votează? Pentru ce ne trimite că suntem o mână de oameni aici care conducem o primărie? Să avem nevoie de 3 primari, viceprimari și administratori? Eu propunerea mea ar fi ca domnul primar să gândească cu cine poate face treabă în comuna asta. Cu primarul, cu viceprimarul, pardon, cu administratorul sau cu toți trei. Asta cum vrea dumnealui. Dânsul, cum să mă exprim eu, conduce o primărie, da? Conduce o primărie, normal că are nevoie de un ajutor. Ajutorul respectiv și-l alege dânsul. Ori viceprimarul, ori administratorul, ori amândoi. Tot la fel spun și eu să apară la termenul care vine cu un proiect de hotărâre prin care se specifice. Eu în organigramă vreau salariață care am avut plus și viceprimarul și administratorul și noi ne dăm cu votatul. Deci cer să nu ne dăm cu părerea acum, să nu desființăm proiectul până când nu apare un proiect de hotărâre al primarului ca să vadă și lumea ce se dorește de fapt în Comuna Balcani. Salarii, interes personal sau interes general, interes local. Eu, unul, o să am opțiunea să votez pentru un interes al oamenilor care ne-au votat. Să meargă comuna înainte cu primar și viceprimar. Dacă mai aveți altceva, discuți. Dacă mai sunt discuții, domnul Ungureanu, cu după aia dumneavoastră, domnul Bar. Funcția de administrator public n-a fost creată numai la Comuna Balcani sau pentru Comuna Balcani. Este creată de o lege. Când s-a stabilit atunci, am aplicat o lege. Deci legea funcționează. Nu neapărat că trebuie să scoatem sau să vărâm un administrator. Păi am cerut, la termenul care vine, să ne dea legea și încide domeniul. Pe ce condiții s-o înființa postul de administrator? Pentru că postul de administrator are anumite sarcini. Dacă îți convinți, postul de administrator are anumite sarcini la nivelul comun. Și de asta zic. Legea a stabilit și cineva a beneficiat de lege. Nu că neapărat s-a înființat pentru Comuna Balcani. Nu. Atât. Dăm cuvântul domnul consilier Bandu. Da, niște completări pentru nelămuririle domnului Gânga. Domnul actual Vasile Luca, primar, a fost 15 ani viceprimar. Dacă în 15 ani n-a învățat ce trebuie să facă un primar, nu știu ce caut acolo. Deci justificarea dumneavoastră că avea nevoie de un administrator și așa mai departe, pentru mine e nefondată, clar. Legea care domnul Ungureanu o invocă, că a respectat-o când au votat aici postul de administrator,
E o simplă acoperire. Da, au acoperire în lege de 20 de ani, că de aia stau. Știu să manevreze legile, știu să se ascundă după ele. Domnul Rață este șef de partid, nu înțelegeți? Nu poate pleca. El trebuie să rămână aici pentru că el conduce claca. Restul sunt așa, de fațadă. Nu înțelegeți? Românește. Deci nu va pleca din postul de administrator pentru că n-are cum. Bine, îl toacă, îl dă afară. Nu știu ce să ce-i face lui domnul primar dacă domnul Rață, care aduce lui de 20 de ani 3.000 de voturi de la Balcani, va fi dat afară din postul de administrator. Deci nu se poate așa ceva. Nu va veni niciodată domnul Luca cu un proiect de hotărâre pentru a-l da afară, pentru că el nu este în interesul cetățeanului. El este în interes propriu, cum este de 20 de ani, alături de domnul Rață, fata domnului Rață, pentru care a fost dat afară, băiatului care a ajuns consilier, verișorului, cu toată stima, domnul Ungureanu. Consilier votat de lume. Eu n-am deci, fost în primărie. Domnul Rață, lăsați-mă să termin. Ales de lume pe, așa, pe spatele tăticului. Așa. Și că nu te cunoaște nimeni în satul ăsta. Nu te-a ales lumea. Lumea a ales o listă. Lista a fost alesă. Care era trasă de tăticul Matali. Prin amenințări, prin... Mă rog, nu... Suntem în prag electoral. Iarăși s-a ieșit de teren. Da, vreau să termin. Da. Deci, domnul Gânga, nu mai sperați degeaba. Eu am zis ironic că aștept proiectul de hotărâri pentru că sunt foarte conștient că nu va veni. Domnul Luca va conduce bine mersi cu șleachta de... Mă scuzați acum, nu este, cum să zic, nu este un termen vulgar, dar sunteți folosiți, toți consilierii PSD. Sunteți puși de paiață. Deci faceți exact ce vi se spune, nu aveți personalitate, nu vă luptați pentru oameni. Sunteți niște caractere de nimic, pentru mine. Părerea ta. Da. Din punct de vedere politic vorbesc. Nu ca oameni. Nu ca oameni. Politic. Da? Toți așa ați ajuns printr-o conjunctură fericită unde sunteți, inclusiv domnul Heisu, care nu are nicio treabă cu administrația, habar n-are cu ce să mănâncă. Dar mă rog, fiecare ne ducem crucea. Vă începeți la toate. Nu mă un pic, nu dați dovadă. Doamna Vasilica, lăsați, nu ne-a bătut milor de zic, ca să iubă. Eu sunt de altă părere. E drept la început, postul de administrator s-a înființat strict pentru domnul Raț. Adică el și-a înființat postul în ianuarie, că după aceea... La ora asta eu cred cu tărie că o să vină un raport de la primar și postul de administrator o să dispară. Pentru că așa mi s-ar părea mai normal și mai... Vise. Că nu sunt vise. Eu chiar cred că și eu cred. O să se întâmple asta. Pentru că e o sumă destul de mare de bani și nu văd în fișa postului de administrator. Domnul Rat și-a creat o grămadă de atribuțiuni care, dacă vine înapoi la primărie administrator și așa, nu-și mai au rolul nici primarul, nici vicele. Adică el o să facă de toate. În final, ceilalți pot să plece acasă. Chiar cred că o să vină domnul primar cu un proiect de hotărâre și să scăpăm de această persoană, care la ora asta este angajat la școală cu normă întreagă, care are program de 8 ore și care am înțeles că nu știu de ce nu e aici doamna Melania, că domnul Rață vine și terminează contica de prezență și la primărie. Deci el, de când am făcut noi proiectul de hotărâre din iulie anul trecut, de 4 luni, 5 luni, domnul Rață încă o semnat contica de prezență, de venit și de plecat de la servicii. El a fost prin Grecia, prin... Da, deci chiar mă bucur că se filmează și așa și cred cu tărie că o să vină domn primar cu... Așa și o să scăpăm de Rață, în final o să scăpăm de Rață. Asta e problema. Avem nevoie, domnul Eugen. Aș pune întrebarea domnului primar. Administratorul public, am înțeles că în fișa postului, este trecut cam așa. El administrează bunurile și banii comuni. Coordonator. Da. Nu e ce mai simplu. Ești coordonator de credite. Dumneavoastră, cum îi puteți permite lucrul ăsta? Noi avem încredere în primar, nu? Primarul trebuie să conducă instituția. În fișa postului. Știu că e în fișa postului, dar totuși parte de... Din fișa postului nu a făcut nimic din astea, ce spuneți voi, cu... Da. Da. El s-a dat școli în primire, are grijă de școli, s-o ocupă, s-a ocupat, a făcut ceva prin școlile astea. Și dau dreptate jumătate și lui domnul Barna, că da, nu o să fac raportul ăla, domnul Barna.
Vedeți? Nu o să fac. Măcar atâta decență, da. Să recunoaște. Sunteți omul care știți să jigniți. Nu jignesc. Dar noi, dacă vă uitați aici, noi suntem ăia 80% din comună care facem parte din ăia mulți și proști. 80% din comună. Cum i-ați făcut dumneavoastră la pe alegători? N-am spus-o. Vă arăt pe internet, pe Facebook, cum adică la barul bunul simț și recunoașteți. Că ați scris pe o comună de proști. Ați scris pe internet. Ați postat. Mari și proști. Nu interpretez. Eu am văzut ce am scris și numai eu. Deci e 80, inclusiv doamna Vasilica, domnul Milu, domnul Ilie, domnul, da, toți suntem, facem parte din aia 80% care ne-au votat. Tot aia proști. Da. Și noi respectăm pe aia proști din comună și facem ceea ce e bine. Domnul Raț are o experiență în administrație publică și chiar este nevoie în primăriei dumnealui. E dumneavoastră ce mai faceți? Eu îmi fac treaba mea, domnul Raț îl face, asta e treaba mea și o să vadă. Să vede domnul Barna ce să face în comună. Ați observat ce s-au făcut în astea 3-4 luni de când am intrat, da? Ce s-a întâmplat? Păi mai ieșit dumneavoastră din curte, doamne, nu stați mai în garajul ăla. Dacă ieșiți țara la o nuntă și o filmați și restul iar în garaj, uitați-vă ce s-au făcut prin comun. S-au făcut cu bani de la guvern, nu cu bani de la primărie. Dar nici din banii mei, nici din banii dumneavoastră, din banii tuturor. Banii lui Cioloș, care îl huliți acum în campanie. Domnul Barna, eu pe Cioloș nu l-am văzut în Comuna Balcani. De unde eu știu ce lucrări trebuie să fac? Hai să vă spun eu. Păi n-ați trimis la Consiliul Județean, Consiliul Județean a trimis la guvern, guvernul a trimis banii la Consiliul Județean, 1% din cât am cerut noi, cât era necesar în comună. Dacă erați așa bun, voi, dumneavoastră, n-am nimic ca cu PNL-ul sau cu partid. Dacă erați așa bun, cereți bani mai mult, să făcea mai mult în comună asta. Așa, banii veniți de la Consiliul Județean. Deci guvernul i-a trimis la Consiliul Județean. Haideți, dacă nu mai sunt discuții... Dacă trebuie să mai învățați multe. Ne lungim prea mult cu treburile. Hai, poștim, mai dați. Iar pentru funcția de administrator, când a fost, s-a dat un examen, nu a avut dreptul să vină oricine la examen, să prezinte, au venit o singură persoană, fără niciun act, decât cu adverință medicală, care s-a făcut contestat, s-a criticat, s-a judecat, hotărâri judecătorească, prin care o pierdut, nu suntem mai presus decât legea. Da. Haideți, vă rog frumos. Examenul a fost măsluit, erau niște condiții în caietul de sarcini care nu le puteam deplini decât domnul Rață. A fost strict cu dedicație toate cerințele de acolo. Îmi cer scuze că intervin, că noi filmăm, trebuie să aveți dovedă. Și, păi da, se poate verifica. Noi suntem obligați ca... Păi să cereau 16 ani în administrație publică. Nu, 10 ani. Sau 10. Legal, da. E legal. Și referitor la alt aspect, a spus că eu jignesc. Da, îmi pare foarte rău să constat, din păcate, că din ce în ce mai mult realitatea devine o jignire pentru foarte multă lume. Nu e vina mea că dumneavoastră sunteți cum sunteți. Nu e vina mea că oamenii dumneavoastră... 80% suntem votați de oameni. Nu, dar n-ați mai câștigat cu 80%. Ați câștigat 80% care i-ai făcut proști ăștia. Deci inclusiv PNL-ul, inclusiv... Ba da, cum n-ai făcut dacă... Nu, eu n-am făcut proști PNL-ul. Dar nu mă abat. Trebuie să-i dau un răspuns referitor la jignire. N-am jignit niciodată pe nimeni. Ai jignit toată comuna. Nu. Acu 5 minute. Și nu, eu v-am spus că din punct de vedere politic... Domnule, parcă ați fi... Sunteți folosiți. Haide. Asta v-am spus. Mai și ăsta e adevărul. Îmi pare rău. Sunteți omul perfect care nu am știut că eu... Adevărul nu este o jignire, este consecința acțiunilor dumneavoastră. Da? Nu sunt eu vinovat de acțiunile dumneavoastră. Asumați-vă responsabilitatea. Fiți vertical. Dacă dumneavoastră nu suportați, pe domnul Raț, asta nu e nimic. Nu de a fura bani din Consiliul Local. De la bugetul comunii. Banii se fură cu ajutorul consilierilor. Instrumentat. Dă-mi un exemplu că s-o fura bani. Eu nu am auzit eu un primar care, parcă am mai zis ăsta, că a intrat în primărie, o controla prin toate sertarele, nu a găsit niciun ban. Primarul, ex, a furat tot, domnule. Chiar așa se fură în primărie, domnule. Domnule, vedeți diferența de clasă. Nici măcar nu aveți umor. Ca să ai umor, trebuie să ai un pic de inteligență. Așa e. Asta e pășcălie ce faci.
Asta e toate lumea. Haide, dar mai aveți ceva. Da, aș mai avea eu ceva de spus. Haide să delungim prea mult și nici da. Discuțim. Hai, spune. Păi doi minute. Să o luăm la drept. Noi vorbim aici despre viitorul comun, da. Cum lucrăm, da, da. Când ne lungim. Vine, da. Noi ne întâlnim o dată pe lună aici și hai că să plecăm. Dar nu să plecăm. Eu totuși aș avea nevoie ca domnul primar la termenul care vine să vină cu un proiect de hotărâre prin care să vedem și noi fișa apostolul administratorul public dacă este eficient sau nu, dacă mă convinge să votez și eu că ar fi necesar, deocamdată sunt dubii, ar fi sau n-ar fi necesar, dar poate ar fi necesar. Să văd și eu ce atribuții are administratorul public în comuna noastră, raportat de viceprimar. Eu am văzut că în 3 luni de zile de când s-au apucat de treabă în zona Balcani, primarul și cu administratorul au făcut lucrări de nota 10. Cu primarul și cu viceprimarul. Deci de asta e opțiunea mea. Să nu ne oferim că avem noi ciudă pe rață sau... Nu, domnule, aici e vorba de un post de administrator public, care poate să-l dețină oricine. Poate să-l dețină oricine. Încă îmi plăcea... Încă îmi plăcea... Școlile din comuna Balcani? Poftim? Vă plac școlile din comuna Balcani? Nu, câți goale, n-au elevi. Așa. De asta nu primar. Aici poți să zici eu ceva? Domnul primar, nu zic că a fost în grijă... Dar nu, n-am terminat. Nu, un pic, hai să termin, domnul. Hai ca să termin. Și dacă domnul primar vine cu un proiect de hotărâre și cu fișa postului și ne convinge că ar fi nevoie de administrator, că s-ar atrage bani, că ar avea, eu știu... Da, domnule, nicio problemă. Pentru binele comunei facem orice. Dar să văd și eu treaba asta. Nu că vine organigrama cu postul acolo, dar ce atribuții, eu nu știu ce are. Ce fișa postului? Păi, dar de ce tot? Trebuie să vină să-mi spună. Pe la termenul care vine, mai durează, cât mai durează, 2-3 săptămâni, îi punem în discuții, nu cu dușmărie, nu cu nimic. Noi o să facem treaba nu pentru interes personal, pentru interes local. De ce trebuie să ne dușmărim noi acum? Că ar fi sau n-ar fi un post. Dacă e eficient, să fie. Dacă nu e eficient, să nu fie. Nu punem în discuții răutate. Dacă mai are altcineva. O întrebă. Vă chiar vă rog. Bun. Ați avut 3 interpelări. Eu zic, hai, ziceți. Eu sunt de acord, arată foarte bine școlile. Nu mă înțelegeți greșit. Toată lumea mă înțelege greșit că eu am ceva personal. N-am nimic personal cu nimeni. De asta am pus întrebarea asta. Cu nimeni. Arată foarte bine. Sunt de acord. Trebuie făcute. Dar pe mine mă deranjează altceva. Cu ce costuri? Da. Aia e problema. Din banii europeni sunt făcute școlile din Cătești. Da, da. Haideți, camuflate, sunt. Eu sunt de acord. E foarte ok. Deci nu a dat credeți, corporația niciun... Aia e problema mea. Vă scuzați un pic. Dacă mai sunt discuții, hai continuăm. Aici e, cred că, o eroare. Într-adevăr, poate o mare, o parte sunt și cu fonduri europene, dar sunt și de la bugetul consiliului local. Da, nu puteți să spuneți, dar ați spus că nu s-o dat niciun leu. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui punct, dacă nu, spune la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Pentru ce? Pentru proiect. Se respinge proiectul. Trebuie respins. Da, dăm cuvântul domnul primar pentru următoarea vădă. Da, supus la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar Școala Gimnazială numărul 1 Balcani și Frumoasa. E vorba din naveta la cei 8 parcă profesori care fac naveta la școală. Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct cu naveta profesorilor. Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Nu, domnul Gânga. Nu? Cine este pentru? V-am văzut cu mâna sus, domnul. Dacă se abține cineva, împotrivă? Proiect de... Da? Dăm cuvântul domnului primar pentru următorul... Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Cine face propuneri pentru alegerea? Doamna Vasilica. Propun pentru 3 luni și doamna Vasilica. Dacă mai sunt propuneri pentru președinte pentru următoarele 3 luni? Da, să mai fie una. Propun pe... Da, până la urmă, mai nu, trebuie să fie probleme medicale și e posibil să nu pot veni. Domnule, da, am la o ședință. Dacă nu sunt rămâne, atunci numai propunerea lui domnul Haftin. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu.
La diverse, da. Declară închisă ședința. Adică diverse. Stați că este cererea. Nu mai puțin. La diverse asta. Nu are nicio legătură. Cererea domnilor consilieri. Domnule primar, subsemnat, Șira Basilica, cu domiciliu în Comuna Balcan, s-a frumoasă județul Bacău. Apchine Eugen Fred, cu domiciliu în Comuna Balcan, s-a frumoasă județul Bacău. În calitate de consilier local, vă solicităm să puneți în discuție Consiliului Local Balcan revocarea hotărârii numărul 71 din 30.08.2016, ce am făcut-o, da? Și aprobarea procedurii de numire, evaluare și eliberare din funcție de administrator public la următoarea ședință a Consiliului Local Balcan. Deci numirea și eliberarea din funcție administratorului public se face de către primar cu aprobarea Consiliului Local. Da. Am discutat. Deci am să o punem în discuție asta, da, ceva, da? Discutați. Hai, dacă sunt discuții, vin dar până acum am discutat. În primul rând, aș supune, dacă se poate, cererea consilierului și pentru aprobare și procedură de numire. Care este de acord pentru cerere? Da, supunem la vot pentru cererea domnilor de evaluare și încetare a contractului administratorului public. Are legătură cu numărul 2. N-are nicio legătură, nu cu 2. Păi da, dar la diverse poți vota. Nu, dar nu e diverse asta. La diverse nu se votează. Dar asta nu e diverse asta. Păi cum nu e? Am introdus la începutul ședinței pe ordine de zi un alt punct. Iar nu are aprobare, iar din urcă. O trecut mai devreme, o uitat de punctul ăsta. Deci ar fi punctul 9. Da, da. Ați supus la vot includerea pe ordine de zi? Da. El propune un proiect de hotărâre pe viitor, nu? Da, dar eu... Dar pe viitor poți spui acum, iar nu există raportul aparatului de specialitate. Nu. Dar ce n-a spus ați un pic? Ce spune? Deci eu supun cer consilierilor în această ședință, în urmă la cererii care am depus-o cu doamna Chira, procedura de numire, evaluare și încetare contract cu administratul public. Care este de acord? Din cetare contractul domnul Oraț. Hai, supunem la vot. Cine este pentru tot regimul? Cererea. Deci cererea. Supunem la vot cererea. Numai cererea. Cererea. Numai cererea. Cine este pentru? Marțin. Cât sunt pentru? Cine se abține? Cine se abține? Cine se abține? Cine se abține? Cer aprobarea procedurii. Care este pentru procedură? Dar nu trebuie să vă întrebați, vorba, eu știu despre ce este vorba, da? Și de asta, cer procedura, pentru că așa spune regulamentul și vă rog frumos consemnați în procesul verbal. Cine este pentru aprobarea procedurii în Consiliul Local? Ca să facă procedura legală. Pentru cerere. Cine s-o întocmească? Nu s-o întocmească, s-o fac. Aprobare procedurii în Consiliul Local. Care e procedura? A fost discuție pe procedură? Procedura? În urma cererii denumirii, evaluării și încetare contractului. Asta s-a făcut o cerere către domnul primar. Ca domnul primar să întocmească acele... Nu. Mai urmează. Nu știu ce se votează. Că nu știți și votați. Vă mai citesc o dată. În calitate de consilier local vă solicităm să puneți în discuție în Consiliul Local Balcan revocarea hotărârii 71 din 30 august 2015 și aprobarea de procedurii de numire, evaluare și eliberare din funcție de administrator public la următoarea ședință a Consiliului Local. Deci e de la punctul care l-a introdus tu acum. Da. Păi nu, dar este proiect, dar pe ordinea de zi nu s-a introdus decât jumătate din ce spui tu. Partea a doua nu s-a introdus. Am înțeles. Păi acum o cer. Când a venit domnul primar în ședință, așa, a venit cu un alt punct, dacă ați fost atenți. Da. S-a introdus pe ordinea de zi. Ce punct este domnul primar acum? La punctul 8. Nu? La 9. Sau la 9. Cererea veni, da. Deci în cererea ta. Noi despre asta discutăm, nu discutăm despre... A, deci nu aici. Suntem la diverse. Nu, pentru punctul care l-am introdus. Un alt punct. Am avut un punct. Se votează introducerea acolo o citit una și tu citești alta. Așa.
Acum, domnule primar, am și deci eu... Deci tu ai cerut să se pună discuții revocarea hotărârii, așa, care s-au discutat și la punctul ăsta. Și ar mai veni un punct, cum vrei tu, aprobarea procedurii de numire, evaluare și eliberare din funcții de administrator public la următoarea ședință. Corect. Eu singur vot. Asta înseamnă că dumneavoastră să faceți un raport în baza asta să veniți proiect de hotărâri în care s-a arătat evaluarea. Dar nu neapărat să-l fac eu, să-l fac. Trebuie să așteptăm până unul la valabil de către noi. Iar nu-i valabil. Tot dumneavoastră trebuie să veniți. Dar mă oblig să fac ceva ce nu-mi convine. Sau care eu nu, tot nu înțeleg. Deci să înțelegi, nu se poate. Băi, Eugen, tu vei ca cumva să vrei. Băi, Eugen, tu vei ca cumva să vrei. Băi, face. Așa că tu pui cere degeaba, tu n-ai înțeles că nu-l faci. De ce să mai spui? Nu se poate. Băi, vă zic că nu-l convine să-l faci. Tu aproba cererea ta pentru cum, ca ori de azi zi, dar proiect de hotărâri aștept. Știu că, eu știu ce trebuie să aștept. Până luna viitoare, poate îl face. Păi da, asta aș dori, domnul primar, dacă se poate. Așteptăm. Nu știu eu ce face domnul primar până la viitoare. La următoarea ședință sunt prezentat. Nici nu mai sunt primar. Așa. Nu. Dar eu cer. Aș dori la următoarea ședință de Consiliu Local să ne prezentați un raport de activitate pe dată pe anul 2015. Asta e la diverse. Nu, tot la asta. Tot în asta? Da. Da. El o consemna mai dacă vorbiți, dacă vorbim unul peste altul, nu ne înțelegem. Lăsați-l să termine ca să nu ne înțelegem absolut deloc. Păi nu ne înțelegem. Păi, una o dată primarul și am aprobat punctul. Aia e altă treabă. Nu are nu are nici legătură. Aia e la prefectură. Veniți, domnul primar, o prezentat, ne prezentați și nouă condica de prezență în care semnează administratorul public. 2015-2016. Sau nu semnează. Dar că condica viață, dacă o să nu știu. Și condica noastră. Dar condica, de exemplu, numai o secundă, te rog să mă ierți. Ar trebui să ne aduceți, dacă... Azi am uitat-o pe din birou. Și ne puteți aduce? Acum, dacă... acum, da, vă rog. Scrie una ce nu condica... Da, bine. Da. Și atunci mersi. Apare cum... rapoartele să fie trimise un pic mai înainte de activitate, ca să la fiecare consilier în parte, să le poată studia. Invitațiile, ziceți, nu? Da, invitații. Da. Și aici rog pe domnul primar în urma celor cerute de către mine să dea o soluție. Ce-a spus? Ședința viitoare? Da, ședința viitoare. Să ne dea o soluție. Așteaptă. Da. În care poți să arate și motivele, dacă eventual sunt probleme sau nu. Și cam atât, eu mă opresc aici. Exact. Băi, te opri bine. Hai că știu ce mă opri bine. Soluția să fie de prună. Soluția am eu, cloromicină de aia, de desinfecție. N-ai soluție, nici la magazin. Da, diverse și aduceți-o la condiție, da, da, să consemnăm. La diverse, dacă... da. Doamna Maria Pici, spune. Am niște propuneri. Deci, propunem bugetul din 2017 să fie prinse următoarele obiective. Asfaltarea drumului, grădinița Frumoasa, cimitirul catolic Frumoasa, Humăria și Șurin. Aici la Șurin vreau să precizez următorul lucru. Părâul de pe ulița Șurin prezintă pericol de inundații, după cum bine știți. În special, primăvara la toperea zăpezii și în timpul anului, că sunt ploi torențiale. Motiv pentru care propun regularizarea albiei pârâului și betonarea malurilor, iar pentru sporirea capacității de transport al albiei pârâului este necesară înlocuirea podețului, tubului, care traversează drumul județean. Unul mai mare. Decolmatarea șanțurilor și a podețelor. Șanț de scurgere apei de pe ulița cimitirului. Știți la care șanț mă refer? Da. La cimitir. Așa, și mai am un lucru de spus. Fondurile pentru biserici să fie alocate în funcție de enoriaș. Așa se dă. Așa se dă. Un număr de... De enoriaș? Da. Deci, dacă la voi sunt mai mulți, sunt o sumă. Da. În parochie sunt mai puțin. Da. Dar mai este cineva la discuții? Da, să ținem cont să atenție și căsoasa și căpățâna.
Domnul Gânga. Referitor la... Eu m-aș limita la situațiile de urgență. Am mers la Căsoasa. Există un pod care nu se mai trece decât cu căruța. Cum odată înghețul s-a dezghețat, deja se duce. Vorba de podul la Canton, sunt vreo 50 de familii care, Doamne ferește, de ceva, chiar că nu-i poate salva nimeni. Plus că sunt o grămadă de pelerini care merg la mănăstire la dealul Crucii. Acolo, podul ăla e pericol. S-ar putea să facă comuna cu buldo nostru, și așa nu e, e mai mult sector aparține de, zice alții, că aparține de Ocolul Silvic. Nu, e tot a comunii. Dacă e de Ocolul Silvic, nu poate intra. Nu, e a comunii, în comun. Și dacă s-ar putea, acum, în toamna asta, să meargă careva la fața locului să vadă. Deci e o situație de urgență, nu e că pe viitor. În a doilea rând, vin mașini de pe Căsoasa, nu au unii să, vrea să meargă la schit, nu au unii să întoarcă. Vin întoarce la mine, mai face 200 de metri să întoarcă o mașină. Ei, unii să ramifică Căsoasa cu schitul, se poate face o platformă, într-o zi cu buldoul nostru și cu mașină. Ba la mașină. Da. Ba la stradă și făcut în loc de întoarcere. Mi-a fost rușine, m-am dus la omul respectiv, la Musteață, cum i-a spus Rață Neculaie acolo, o mașină i-a străcat podul, omul și-a făcut podul de beton, podețul, să mă refer, i s-a străcat podețul. Acolo e o situație iar din nou de urgență, omul când vine cu mașina de pe Căsoasă să aibă unii să întoarcă, să ducă liniștit la schit sau invers. Aș mai avea o problemă cu podul de la Ghidionu. Am fost cu domnul Ungureanu și a spus că mă susține și ne susține. Podul ăla nu se mai poate circula, domnule, chiar nu auzăm. Deci podul ăla e o necesitate, nu se mai poate circula, e crapat. Pe viitor, vedem, asfalt, trebuie asfalt, până la biserică, la mănăstire, la Ghidionu. Trebuie asfalt, am înțeles că deja se promite că se face asfalt, votați PSD-ul că se face asfalt pe Căsoasa. Nu e adevărat, domnule, nu se face niciun asfalt acum. Trebuie să găsim o soluție de consolidare drumului de la Căsoasa. La Căsoasa e jale, la Căsoasa este un drum, un dig de 100 de metri, în regiunea la Zaharachi, se duce jos pentru că apa a osăpat și digul se duce jos. Noi trebuie să recuperăm acum niște bunuri care nu se poate duce în albia râului. Trebuie să fim uniți. Chiar vă rog să consemnați acolo. Deci asta trebuie să facem noi. Situațiile de urgență. Și aș vrea să mă opresc și în Ludaș. Chiar am fost. Să văd ce lucrări s-au făcut acum pe părâul Ludașului, cum se spune. Doamne, domnule, dar oare oamenii aia nu au dreptul și ei la o viață? Pentru la o viață, nu de a trăi, la o viață de a purta copiii cum îi purtăm și noi liniștiți. Am văzut copii în cizme, prin noroi, vin la școală, nu-i vede nimeni. Oare oamenii aia trebuie să plătească taxe? Mie mi-a venit a plânge, domnule. Mergi cu mașina, prin apă să te duci cu mașina 4x4, să te duci la un vecin acolo, nu se duce salvare, nu se duce nimic. S-a făcut un dig până într-un anumit loc. Nu spun, că să știi până unde s-a făcut. Și de acolo încolo se poate face, domnilor, se poate face drum dacă se vrea. Pe bucăți, de ce spune? Hai să mergem într-o dată să vă arăt că se poate face. Dar trebuie să facem în așa fel drumul, nu că pe unde a fost. Nu, se poate face drum pe dreapta. Nu că la fiecare pod apa e în curbe, da? Se poate face drum lateral pe dreapta sau pe sânga. Normal că mai vin niște poduri. Dacă într-un an se poate face 500 de metri sau un kilometru, în 3 ani se face 3 kilometri, așa nu se poate niciodată. Trebuie găsită soluția, trebuie găsită fonduri pentru oamenii aia. Nu trebuie găsită fonduri pentru florile de la Balcani, pentru florile de la Frumoasa, că e asfalt. Trebuie găsită soluții pentru mlaștina care la oamenii aia. Oamenii aia nu trebuie să plătească numai taxe. De ce trebuie să ne gândim numai noi dacă avem brăduț de Crăciun în fața porții pus de primărie? Nu trebuie să ne gândim numai la asta. Trebuie să ne gândim la necazurile oamenilor și la ce se poate recupera. Am văzut când proiectul respectiv s-a făcut consolidări până la pod la Olaru. Oare când vine o inspecție la școală și se uită sub pod la școală, nu ne rușine, ci sub podul ăla acolo. Nu trebuie investiții mari. Trebuie făcută și cu ajutorul primăriei și cu înțelegerea noastră.
Asta o să știe domnul Gânga. Acum dacă îmi dați voie și mie, dacă dumneavoastră nu mai trebuie... Deci nu, nu. Eu știu că eu trageți, trageți ca să demonstrați că datorită dumneavoastră și a susținătorilor dumneavoastră care ați avut în campanie, datorită dumneavoastră, noi ascultăm dumneavoastră. Noi am căutat întotdeauna da. Să individualizăm punctele critice și să intervenim acolo unde... Iarna bate la ușă și să căutăm să rezolvăm cât mai repede unii sunt adevărate pericole. Dar, cum după cum bine știți, banii ăștia sunt, o să ajungem peste tot în limita posibilităților. Deci, nu... cum să vă zic? Nu e de ajuns să ne dorim, că toată lumea ne dorim, ci mie nu-mi plânge sufletul mine când aud copiii la Ludaș, pe Valea Ludașului, vin cu cini sau credeți că nu-mi pasă lucrul ăsta? În pasă de fiecare sector în parte. Dar ce să facem? Astea sunt tutelajele, ăștia sunt oamenii, cu ăștia defilăm. Când o să aprobăm bugetul, o să vedem cum o face, o să ajungem peste tot. Nu cred că o să rămână o parte unii, o să lăsăm la voia întâmplării. Domnul Gânga, da. La Pivarea Ludașului ați fost, probabil că o singură dată, eu mă duc cam o dată pe săptămână. Noi am avut închiriat un buldo, un excavator, știți, nu? Da. Un buldozer, nu? O stat două săptămâni pe Valea Ludașului, au făcut drumul, au venit apa, l-au luat. Acolo așa e situația. Doar dacă ești Vagiliu, Cioidigeliu, cum îi spune, care făcea un pod sus. Da. Am pus punți pietonale acolo, domnul Gânga, am pus în fiecare lună câte 25 de bucăți, până în capătul ăsta. Ne astfel nu mai ceriți. Ceriți. Cine n-ar vrea vorba al domnul viceprimar? Cine n-ar vrea să fac? Adică eu n-ar vrea să fac? Veniți cu soluții, doamne. Fiecare consilier are dreptul și are puterea de a face un proiect de hotărâri să aducă bani europeni. Când la început, la prima ședință, când am avut-o de Consiliul Local împreună, domnul Barnaus că aduce și dumneavoastră, domnul Gânga, veniți cu doi proiectanți care fac degeaba, că eu aduc, cunosc. Atât au rămas. Cine nu vrea să facă? Cine nu vrea să aducă bani în comuna asta? De ce spuneți că nu se face nimica? Pischit picăsoasa, s-au făcut diguri, atâția bani au fost. O să mai vină, o să mai facem. Nu-ți numai puncte acolo de... Dar e mai ușor să spunem, da, să cerem. Da, e ușor să faci o lucrare care... Am stat pe ploaie, am stat la lucrare acolo și după aia să duc eu altul să fac o poză pe dig. Uitați ce am făcut eu. Deci am făcut primarul, viceprimarul cu aprobarea consilierilor. Oriunde mă duc și vorbesc cu oamenii, n-am zis că fac de capul meu. Și dacă chiar unii n-au fost de acord cu unele lucrări, eu tot am zis că toți consilierii au fost de acord să facem lucrările astea. Nu pot să iau decizii singur primarul, mai ales că avem minoritate în Consiliul Local. Eu cred că în astea trei luni, dacă punem, nu le-am scoase acum, s-au făcut cât s-au făcut altădată într-un an. Și într-adevăr, bani de la guvern, dar v-am zis, cum nu au venit nici un ministru, nici la noi în comună să vadă ce stricăciuni s-au făcut. Guvernul ăsta putea să dea la oamenii care îi spuneți deastră prin comună că au venit bani de la guvern, dar nu li dă primăria. Nu au venit niciun bani de la guvern pentru ajutoare la sinistrați. Nu numai la noi, în toată țara asta, nu, dar decât Becali au făcut, hai că nu mai dăm numii, case pe nu știu unde. Deci fie clar, au venit acum o cerere din 2014, pentru o persoană inundată în 2014, la inundațiile de atunci. Deci să fie clar, nu au venit niciun bani decât alea 380.000 de lei pentru drumurile afectate, care nici 1% din valoarea care a fost. Vis-a-vis de ce a spus, doamnă, am vorbit și cu preotul, așa este necesar, fiindcă aveți un eveniment în martie, am înțeles. Și ce s-a cerut acum ar fi bugetul cam pe vreo 10-15 ani al primăriei. Ce ați cerut dumneavoastră în fața camerilor de la vedere. Deci sunt conștient și omul de rând cred că e conștient. Cine n-ar vrea să facă? Noi avem un proiect acum cu toate podurile, domnul Gânga, știți, nu? Pe Schid, pe Frumoasă avem proiect. Dar proiectul nu bazi din palmi și vin banii. Dar ori... i-am zis pe viitor. Sunt niște proceduri care le vor. Nu vorbim de campanii. În campanii toți am promis și am făcut. Dar eu nu cred că ați auzit din gura mea să promit că fac asfaltări, că fac nu știu ce. Deci eu vreau să fac ce ați promis și dumneavoastră, în limita posibilităților și am promis și eu, suntem un consiliu unit, vreau să rămânem uniți, să facem ceva, nu cu hoșul tău în comuna asta, că nu iasă nimica. Deci nu că dacă ați promis ceva dumneavoastră în campanie și ceva bun, benefic pentru populație, să nu facem.
că e din opoziție. Nu există așa ceva. Noi trebuie să ne unim, să facem ceva în comună, nu? Să cerim primarului, viceprimarului, fă că trebuie ceva, fă pod că trebuie, te-ai uitat sub podul ăla, te-ai uitat, sigur că m-am uitat, ce pot să fac sub un pod, că trebuie dărâmat podul ăla și cred că ajunge miliarde de lei în pod de ăla. Trebuie făcut timp lângă el și împunzat. Nu, de astea se fac în timp, da. Se fac. Dar și acum ați făcut la Olarul și Limbunea. Este tot. Am făcut și în Frumoasă, am făcut și la Balcani, am făcut și la Lutaș. Am încercat punctele care sunt mai importante. Deci, părâul ăla care ai spus, l-am decomaltat cu băieții de la ajutor. Într-adevăr, acolo eu, iar vis-a-vis de chestia cu șanțurile, cu tuburile peste drumul județean, nu ne putem băga noi, a drumurilor județenii. O să facem o solicitare, bănuiesc în prima dată când prindeți. O solicitare la Consiliul Județean. Sunt făcute. Dau cuvântul la domnul consilier, domnul Mare. Da, eu vreau să spun ceva. În ultima săptămână, în campania electorală, când au fost inundațiile, domnul Avram umbla pe Valea Ludașului și pe atunci consilier promitea persoanelor din Valea Ludașului că îl va ajuta și îi va da bani dacă votează cu PSD-ul sau chestii de genul ăsta. Nu, dar nu ești de alte persoane. Eu am vorbit despre mine, nu de alte persoane. Bun, dar lumea acum vin la poartă la mine, la domnul German și spune, băi, dar mi s-a promis că se dă bani, că avem grajduri. Și l-am trimis și la domnul Avram, dar el, domnul Avram nu mai ies din casă, acum... Am terminat. Domnul Barna, aveți cuvântul, după aia domnul Cornel de Boia. Da. Eu o să zic, acum nu e interes neapărat personal, l-am afectează și pe mine în mod direct și toți vecinii, treceți toți prin Balcan, dar eu aștept să vină iarna, să vedeți. Trebuie decolmat așa acolo șanță, iarna îngheață, nu mai poate, aproape nu mai pot trece mașinile pe șoseaua județeană. Știți, trebuie să fac malul de ar trebui gheață. Să implice și oamenii, să nu se lese păi, tot pe primar. Păi, dar fiecare de 20 de ani, 25 de ani, nu știu. Nu mă împic. Lasă să termine domnul Bani. Vecina e afectată. Da, dar trebuie domnul Bani. Dar trebuie domnul să-l facă mai adânc. Personal, am săpat de 25 de ani, eu nu știu ăla din Gheală-Marii săpat de noi. Exact. Nu știu, Buldo un pic adâncită. Albia, nu știu dacă intră Buldo, cum a intrat alții în drum, știi, pe ulița aia. Nu a intrat nimeni, e măsurat că e voi și-o căutat să-și pe nu fost mai băieți buni, nu de asta. Nu știu la cine, la mine, gardul din 90 acum. Și-o gardul și la mine, tot la fel. N-ai zis, ai văzut cine o să... N-am dat nu. Nu, măsurat că nu l-am mai auzit de la părintele niște discuții, veni și măsurat că nu a intrat nimeni în uliță. A semnat? Da, din dealul ăla. Da, așteptam să vină la părintele. Dar la eu am o problemă măruntă. Aici la Radu, la deal, la Bit, acolo la deal, la Redel, este un pârâu care urcă, duce spre deal, unii coboară aia cu fân. De când a fost apa mare, au fost niște plăci de alea de beton, dale, s-au răsucit. Nu se mai poate trece cu căruța. Acolo e simplu, se poate trage o lecuță că și... Poate le-am în vedere. Așa. Așa, și se merge numai cu piciorul. S-o trece cu fânul prin grădin la un om, lăsat ăla, nu lasă mereu. S-o vine cineva și o să nu mai punem halele, că mai mult în cur. Punem altceva, că nu e un tub ceva, dacă se poate. Da, găsim o soluție. Deci asta ca să se specific. Da. Bine. Dau cuvântul doamnei consilier. Da, eu rămân la vechea mea problemă. Vă rog să-mi spuneți unde este contica de prezență a funcționarilor primăriei. Cine o ține la ora asta, acum când discutăm pe 29-11-2016? Doamna de resurse umane. Doamna, cum o numești? Cum se numește? Manolaj Menalaj. Menalaj, așa, bine, mulțumim. Prin dispoziția primarului. Da, am înțeles, dar vreau să consemnați acolo cine ține. Da, dau cuvântul domnului consilier. Nu, eu fac o cerere. Dar tot am apucat. Dar stai, stai, stimate coleg, ia loc, ia loc, ești pentru matare valabil. Că pierzi. Să vină Moș Crăciun și la noi la consilier, că nu prea vine Moș Crăciun la noi. Asta e propunere. Da, mă scuzați, am întrebat. N-auzi că a venit cu tăierea de zi. Nu s-a adus o bancă. Lasă-ne, a două ore. Asta propun domnul primar, dacă se poate să vină Moș Crăciun și la noi. Să mai aduceți. Nu au venit, acum nu pot dai indemnizație. Păi tocmai de asta. Să aplic din decembrie? Păi tocmai de asta. Moș Crăciun de la Cirou. Nu mă umbi, Moș Crăciun de la Cirou.
Dau cuvântul și domnului invitat, minunat, negociat. Am ceva scurt. Ceva scurt. Am zis că domnul vornic de aici nu mă ce-ar vrea să precizez? Foarte frumos că s-au pus pe stâlpul luminițele alea de Moș Crăciun, dar aș veni cu o propunere să pună pe fiecare, și căsoasa ar avea nevoie de 2-3 brăduți acolo pe 3 stâlpi. De acolo sunt brăduți, mai mulți. Pentru că nu pare frumos într-o zonă să fie pus 10 unul lângă altul și în alte zone, cum e căsoasa, cum e Ghidionul. De ce nu i-a dat scris unii să pună? Probabil că nu am mai avut timp. Nu, dar pe viitor am văzut că mai sunt depus. Pe viitor, chiar uite și la Petrene acum nu trebuie să pun. Unul la mine la poartă, dar cu poate la pe fiecare zonă cât e un brăduț, doi pus în... Nu, am pus la... Nu, la centru. Pentru că... Nu, n-a spus prin aclat. Pentru că omul vede că totul și-i stimulat. Atât am vrut. Domnul, să dăm cuvântul și domnul Vornicu pentru... Nu, două probleme. Știți că la Frumoasa în fiecare an sunt inundați cel puțin de 2-3 ori. Până nu vom reuși ca să mărim debitul podului de la biserică și de la magazin, o să fie inundații în continuare, pentru că acolo se blochează apa și acolo trebuie intervenit la Consiliul Județean, că e drum județean, făcut o adresă și făcut cunoscut motivul pentru care jumătate din satul Frumoasa este inundat la fiecare ploaie. Din cauza unui podeț. Din cauza celor două podeți. A doua problemă. Dumneavoastră, consilierii, am văzut că vă certați pe diferite motive. Dar nu ne certăm. Adică, dar de multe ori vă cam contraziceți. Vă spun că Consiliul Local este cel care decide. Primarul pune în funcție și ia din funcție, dar la decizia consilierului. Noi când v-am ales pe dumneavoastră, noi v-am dat prin vot puterii de a lua hotărâri și primarului de a executa. Iar în ce privește bugetul, eu am spus și data trecută, tot bugetul din satul Frumoasa e format din taxe și impozite plătite din cetățenii din Comuna Balcani. Păi beneficiarii acestor credite, că creditează cetățeanul, ar trebui să fie tot cetățeanul din Comuna Balcani. Și am dat exemple data trecută, să fim atenți că se scurg bani din bugetul local pentru cheltuieli făcute către persoane străine care au activitate lucrativă, dar nu aduc bani la buget, pentru că se sustrag de la plata taxelor și impozitelor și noi facem acolo cheltuieli. Cu serviciile, cheltuieli cu utilitățile și alte cheltuieli. Iar domnilor consilieri, dacă n-ați înțeles unii dintre dumneavoastră, eu am spus atunci clar, persoane străine, nu veniți și interpretați prin sat diferite probleme. Cine nu s-a înțeles, fii și întreb, cum am venit și eu să întreb primar, dacă n-am înțeles ceva. Vorbiți fiecare ce vreți. Dumneavoastră sunteți cei care decideți, cei care hotărâți în comuna asta. Că noi v-am creditat puterea. Folosiți-o în numele nostru și în interesul nostru. Iar ce-a făcut doamna Vasilica referitor la proiectul ăsta care azi l-ați revocat, ea într-un fel a fost bine intenționată, că și-a dorit o reducere a unui buget, ca să banii să fie folosiți. Greșeala a fost, v-am spus și vă repet, a dumneavoastră a consilierului. Acum nu știu dacă s-a făcut intenționat, neintenționat, e problema dumneavoastră. Dar totuși nu pot eu să cred că cineva a luat o decizie și n-a știut că sunt niște reguli care trebuie să respectate pas cu pas. Acum vă spun și problema cealaltă. Domnul Rață are experiență. O lucrat de atâta timp în primăria asta. Are și defecte, că nu-mi place. Ochii lui nu zic eu că îmi plac sau nu-mi plac. Dar trebuie să țineți cont că el a adus multe fonduri. Și e un foarte bun negociator. Acum eu nu spun că trebuie ținut sau trebuie păstrat. Dar de înțeles. Dar
N-am dat de înțeles. Am zis că dumneavoastră hotărâți. Și noi românii, de fapt, nu numai în Comuna Balcan, am peste tot obișnuim să devorăm conducătorii. Vedeți că mai sunt și lucruri bune, că mâine poimâine s-ar putea și domnul Luca să nu mai fie. Începem să, să scoatem faptele negative. Ia să încercăm... Ai vreun gând, domnul meu? Cum? Ai vreun gând? Eu personal nu mă interesează să-ți iau loc, dacă vrei să-ți iau loc. Să clate, peste 4 ani, da. Și să încercăm să mai vedem și lucrurile pozitive în fiecare persoană, nu numai lucrurile negative. Și uniți-vă și lucrați în interesul cetățeanului. Și repet, doamna Vasilica a fost bine intenționată. Și sunt în continuare. Dar nu a contestat nimeni realizările domnului Rață, că, care sunt multe. Dar eu n-am. Tocmai asta e problema. Deci eu nu i-am contestat nimic din ce a făcut bine. Când dacă luăm și post. Facem un istoric... Noi am vorbit strict de post. De post. El are realizările foarte multe și foarte bune, că a fost și foarte mult timp. Nu contestă nimeni chestiile astea, cum am zis cu școle. N-ai ce să contești, arată cum arată datorită lui. Deci eu nu... Toată lumea o ia personal, dar n-am nimic personal. Realizările sunt realizări. Dumneavoastră totdeauna duceți în nume personal. Nu e datorită lui, e datorită oamenilor din, din Comuna Balcan. El nu a făcut altceva decât să administreze. Da. Dumneavoastră nu faceți altceva decât să hotărâți în ce direcție să duc banii. Deci dumneavoastră hotărâți cât să plătim noi taxe și impozite în Comuna Balcan, și dumneavoastră hotărâți și cum sunt cheltuiți atât banii ăștia. De asta spun eu, să fiți atenți că luați decizii greșite, pentru că să cheltuie bani în direcții greșite. V-am spus către persoane, data trecută am spus că chiar sunt persoane ilicite, care nu respectă legea. Și pentru a acoperi găurile astea, golurile sau cum să înțelegeți cu toți, dumneavoastră veniți și stabiliți taxe și impozite cu 50%, cu 150% mai mari decât prevede valoarea minimă din lege. Ia să veniți să spuneți, domnule, hai să facem și noi la cetățenii ăștia din comună un favor și punem taxe și impozite la valoare, la valoarea minimă stabilită din lege. Da, așa au fost la cum nu? Păi cu 150% mai mare decât minimul. De la 0,8 până la 1,2 exact înmulțiți matematic. Da. Sau sunt și... Da, eu nu. Dar bine, el a pus altul impozit. Nu, aici dar... așa. Ce? Cum ai zis așa? 1,2 e mult. Păi da, asta e bugetul Milan. Eu vorbesc de trecut. Nu e buget, e vorba de impozite și taxe. Se separat de aprobarea bugetului. Eu vorbesc de trecut, nu de prezent. De trecut, așa au rămas 1,2. Și un, valoarea minimă e 0,8. La persoane juridice. La persoane fizice. La persoane fizice este 0,2. La persoane fizice e 1,2. La juridice. La juridice, la care... La persoane fizice, zero, clădiri la persoane fizice. Clădiri este între 0,08 și 0,12. La clădiri nerezidențiale, adică nu case de locuit. Rezidențiale. Clădiri. Aduceți legea și dacă mă contraziceți eu... La rezidențiale e 0,2 la locuințe. La clădiri nerezidențiale este 1,2. La nerezidențiale... E 1,2. Aduceți legea. Nu le-am încurcat. Când aduceți dumneavoastră legea, îmi permiteți să-i dau o replică domnul Vornicu? Da. Domnul Vornicu, vă mai amintiți în legislatura trecută și am avut chiar o voce așa, mai, cred că știți, mai ridicată asupra taxelor și impozitelor locale, începând chiar și cu taxa de salubritate. Am fost împotrivă să fac majorare? Țineți minte? Aduceți aminte, da? Spun că nu... Și am fost singura comună care impozitul era 16,5%, iar la Balcan s-a făcut mărirea cu 22,6%. Păi eu pot să vă spun că în Balcani avem și cu 600% mai mari decât în București. Și am fost unicii consilieri, Hafkin și doamna Chira, care am votat împotrivă. Iar restul ați votat toți pentru. Domnul David, ați domnul David, atunci, din păcate, era lipsă. Păi... Dar nu făceam nimic a trăit. Trebuia avut în vedere la...
la bugetul pe anul care vine treaba asta. Eu mi-aș dori ca în Consiliu... Acum eu nu vă condamn pe dumneavoastră, că așa, așa poate v-ați gândit dumneavoastră. Eu nu știu, eu sunt nou venit, eu nu știu. Domnul primar. Ia pune acolo în calculator, domnul... Luați un calculator și faceți între valoarea de 0,2 și 1,2. Da. Păi da. Eu mi-aș dori ca în Consiliul Local să facem administrație și mai puțină politică, pentru că deja au trecut vreo 10 luni de când suntem și... Nu suntem. Bun, nu 10 luni, sunt cât? 6? 5. Și să dai domnul. Mai puțină politică. Că-ți dăm bani înapoi. Și suntem în organizare. Nu, dar vreau să spun. Deci vreau să facem administrație, că... Eu cred că se face administrație. Pentru că văd că toți trage la partidul lui sau la comunul. Dacă vrem să facem ceva pentru comuna asta, încercăm să facem măcar cât e necesar cu banii pe care i-am. Uitați-vă acolo. La clădiri rezidențiale. Rezidențiale persoane. 0,08 și 0,12. Așa, și 0,12, da. Și ați spus 0,12. Da. Este, este 150% mai mare? S-a respectat ce a fost înainte. Deci nu am trecut la o scădere. Deci noi am mers pe aceeași linie. În 2016 au fost puțin mai mici decât au fost în anii precedenți, 13 și 14, când se mergea pe legea trecută. Am înțeles. Spus cum da. Este aici de fapt. Nu. Am spus cum da. Este de fapt. Da. Da. 0,12, nu? Am înțeles 1,2. 1,2 la persoanele la clădiri nerezidențiale. Da, da, deci da. E maxim, are dreptate, domnule. Dar ar trebui să luați în evidență exact ce a spus, să ținem în vedere când facem bugetul local, să nu mai avem taxe rezervate. Măcar la Consiliu. Când facem bugetul avem nevoie de cât mai multe taxe, nu cât mai puține. Nu, deci la buget avem nevoie de bani. Păi dar de ce să dai? De ce să dai? Păi dacă nu avem bani pe venituri, nu avem bani pe cheltuieli. Bugetul se echilibrează în funcție de venituri. Nu, dar adevărul care are dreptate, doamna contabilă. Un contabil adevărat cere mult. Dar un consilier adevărat stabilește... Cere mult, dar de puțin. Nu, stabilește ce-o promis. Hai, mai dăm cuvântul. Nu, 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 dacă pot răspunde pe loc, cum are vreo. După aia nu închei. Eu parcă am înțeles că mărirea taxelor și impozitului se face o dată la 3 ani. Da. Facem în fiecare an acum? Nu, nu se măresc, se aprobă în fiecare an. A, deci noi nu mă aprobăm acum, fără măriri, fără nimic. Sunt și taxe care se stabilesc între limite sau sunt anumite facilități, bonificații pe care le stabilește Consiliul Local în fiecare an pentru anul următor. Atunci când se măresc impozitele, vine guvernul până în aprilie și stabilește alte niveluri. Deci modifică legea și se aplică în anul fiscal următor. Și limite de asta. 3 ani e făcut de guvern. Dar în rest, sunt niște limite pe care noi... Dar Consiliul Local stabilește anumite criterii. Dragi consilieri, haideți să încheiem ședința de astăzi. Vă urăm un weekend plăcut. Domnul Marș, ați fost dat proces verbal acolo? Da. Vă zic, sofronii de bine. Că e un auz că era obligat de...